Bă, băiți, înainte să începem episodul acesta, vreau să vorbesc puțin despre site-ul Eneba. Eneba.com este o nouă piață de jocuri cu peste 10.000 de produse digitale, unde ei vă pot oferi cea mai bună ofertă de pe piață pentru orice joc ce îl puteți găsi pe platforma Steam, Xbox, PSN, Nintendo Switch, Origin, Ubisoft, Epic Games, GOG, Battle.net și multe, multe altele. Pe Eneba mai puteți găsi și carduri cadou pentru Steam, să vă luați V-Bucks și pe Fortnite, să vă luați Robux și pe Roblox, Google Play carduri, să vă luați carduri cadou Razer Gold sau chiar să vă luați și pentru Discord, să vă luați Nitro. După mai sunt e-carduri pentru Apple, iTunes, Media Market, Amazon, Netflix, Spotify, Ikea, eBay, Tinder, Airbnb, Uber și multe, multe altele. După mai este o categorie în special pentru Xbox, unde veți găsi jocuri pentru Xbox, Xbox Live carduri, Xbox Live Gold, Game Pass, abonamente, puncte, DLC-uri. Și la fel și pentru PSN și la fel și pentru Nintendo. Iar dacă faceți griji că cheia voastră de joc nu va funcționa, Eneba.com oferă suport live 24/7 dacă voi scrollați pagina în jos de tot. Până la categoria despre Eneba, apăsați pe contactează-ne, apăsați pe creați ticket acum și menționați ce problemă întâmpinați. Și nu uitați că dacă doriți să obțineți o reducere de 3% din partea mea, puteți accesa primele 3 linkuri ce le puteți găsi la mine în descriere. 10-20, Huracan Mov. Huracan Mov, la vezi că e la secție. Colegul la secție. 10-20, Huracan Mov. Sunt la mă în fața mea pe Huracan Mov, e pe bulevardul principal. A luat-o la stânga către ăla de tăiat, de frizerie. În dreapta, taj mă! A 10.50, major. Jos din mașină ușor, dați-vă jos din mașină ușor cu mâinile sus. Ușor. Ridicați mâinile sus, sunteți bine? Da, dar v-ai împins și am intrat ăsta. Nu v-am împins. Haideți, domnul, dați-vă și dumneavoastră jos. Pune cătușele, colegul, pune cătușele. Rămâi pe loc. Am taser pe tine. Dar dumneavoastră nu aveți nimic, nu că v-ați bușit în mine. Nu, n-am nimic, că nu m-am bușit în tine, asta e și ideea. Mamă, dacă am intrat în casa aia, am făcut-o așa. Nu, nu, dați-vă jos din mașină, vă rog frumos. Sunteți bine? Cătușa a dat și pe domnul. Da. Față la mașină, vă rog. Unde vrei să fugi, mă? În boschet trebuie să vă pic. De ce înapoi la mașină? Deci înapoi la mașină ți-am zis. Ciubacă? Sau cine? Deci înapoi la mașină ți-am spus. Zi numele. Băi, sandală. Nu mai lua. Îi pui cătușile cadet sau ce faci, cadetule? Cadetul meu cu efect. Cred că nu ne înțelegem. Am nevoie de un 1016 la 1073. Bă, da. Rămâi pe loc, tu n-ai frică? Ba da. Și atunci, rămâi pe loc. Dar numai că vreau numele dumneavoastră. Bă, cadet, vino încoa, cadet, că ești inutil. Vino. Da, uitați pe bă, mă, merg cozile vocale. Veniți încoa, veniți încoa, haideți, veniți încoa. Veniți încoa. Bă, dar ce, cum e, cu ce face cadetul ăla? Veniți încoa. Am murit, bă. Am nevoie de un 1016 la 1073. Ce prost. Încă tu șează-l, mă, odată. Tu stai să bei apă. Fugi, băi, fugi, băi. Păi ce, că acum el stă să bea apă și el îl încătușează, mă. El stă să bea apă în loc să încătușeze, mă. Pleacă de aici, asta în roșu. Dă-te mai în dreapta, dă-te. Dreapta asta n-asta. Dacă te mai miști odată, îți dau taze asta în roșu. Dacă nu-l dai pe ăsta, dă-te-mă de aici. Dă-te tu. Întoarce-te cu spate. Bă, ține arma pe ăsta, ține arma pe ăsta, că încătușa deja. Că văd că nu se poate cu tine. Spate la mine, dacă te mai întorci o dată, îți dau taze.
Vine 10-16 la celălalt, la 1073. Pam, pam. Dau nica la parte, bam, bam. Hai, fața la mașină, amândoi. Fața la mașină, amândoi. Fața la mașină, amândoi. Făierică, hai acasă, mușcă, dacă îi intrează. Domnul polițist, am fost în dreapta. Ce aveți treabă cu mine? Că n-am fost la voi. Văd că aveți aici un pistol, spate la mine, hai. Nu, voia să-l predau, înțelegeți? Bă, dă-te mă de aici, ți-am zis să te miști. Eu ce-am făcut? I-am stat în dreapta. Da. Văd că aveți aici la bro un cuțit. Așa? Și un pistol. Ce plăție și vege să ai cuțit. Domnul polițist. Colegul, poți să vii cu un 10-16, te rog? Am fost în Ticot, okay. îl vreau pe acasă. 10-16, te rog eu. Ok. M-au zis, domnul polițist. Da. Am de făcut în dreapta. Vreau să fac un contract cu acasă. Da. Da, haide mă să facem reclamații, înțelegeți? Haide mă, băgam ea. Păi, eu am fost în dreapta, bă, eu n-am spus nimic. Sunteți amândoi primiți pentru fugă de poliție. Nu, bă, cu adică, eu, deci eu n-am văzut, eu nu v-am văzut, eu mergeam înainte și m-am izbit. Bun, mă, că acum să aduc transport. Ok, colegul. Nu, bă. Domnul polițist. Vreau să vă aveți un grad mai mare. Să citai un grad mai mare. Grad mai mare la... Vă aveți cu mine. Nu, vreau grad mai mare, nu plec de aici. Da, nici eu. Domnul polițist. Ce treabă vreau grad mai mare, vreau grad mai mare. Ce treabă are cu mine dacă eu am stat în dreapta? Da, uite-te și tu, îl pedepsiți degeaba pe el. Dar vreau să vorbesc cu un grad mai mare mai întâi. Da, eu plec. Dacă pleci, îți dau mai multă închisoare dacă pleci. Ce închisoare, vere? Ia, cheamă-te, rog, un grad mai mare. Eu ce-am făcut? Vreau să aud cum pe căscuța voastră zice, vă rog, un grad mai mare, 10-1, un grad mare, vă rog. Mai e nevoie că mă puteți dezlega? Nu, ce să vă dezleg? Da. Păi că să intru pe căscuța voastră. Dar de ce să intrați pe căscuța noastră? Bă, frate, eu ce-am făcut? Că dumneavoastră nu... Imediat vă explic, imediat. Cheamă un grad mai mare. Te rog frumos, acum. Acum. Vrei? Apel fac urât. Chemați un grad mai mare, vă rog. Stai, colegul, vino-ncoa, ăsta roșu, cu păr roșu. Bă, roșu, vino încoa. Ce-a avut colegul ăsta? Și să vedem, are cuțit, nu știu dacă e medic sau nu, care e ăla cu paramedic în spate, dar oricum. Să arată legitimație, ai legitimație? Da. Hai acolo, hai. Ia, arată-mi eu. Acum, că sunt încătușat. Hai un pic că te descătușesc, stai. Bun, stai un pic. Ia, arată-mi legitimație. Stai colegul cu arma pe el. Colegul, stai cu arma pe el. Oh, meu, cade de mine. Bun, vino încoa și arată-mi legitimația, hai. Da, da, au voie ca și medici să fugă de poliție? Nu cred că au voie, nu? Nu au voie, nu. Nu, dar n-am fugit de poliție. Unde n-ai fugit de poliție, mă? Mai și minți. Are legitimație? Nu, frate, dar eu ce treabă am eu? Ești complice, asta e treabă. Ce complice, vei? Bă, s-au te rog să-mi dai și mie un buletin, te rog. Bun, stați un pic să trebuie. Ce fumac? Spate la mine. Spate la mine. Vă rog. Bun, colegi, mă auziți? Sunteți medic sau nu? Legea e pentru toată lumea. Nu. Domnul polițist, vreau un grad mai mare, vreau un grad mai mare. Da, chemați pe cineva mai mare. Vreau pe Hitsnack. 10-1, colegii. Da. 10-1, colegii. Hitsnack, Mădălin. Sau bun, cu el la secție. Hai colegul, hai deschide. Hai, la penitenciar, nu ai voie să fugi de poliție. Haide, urcă. Hai. Da, n-am. Ai fost cu el? Dacă nu urci, te iau cu forța și îți dau un plus. De ce puțin? Ai fost cu el? Nu. Hai, n-a fost. A fost amândoi în aceeași mașină. A fost în aceeași. Da, bun, da. Haide, complice, urcă. Haideți. Deschideți-ne ușa. Da. Ia, chemați un gal mai mare. Haideți, urcați. Nu chem pe nimeni. Hai, urcă. Urcă sus. Ok, să vedeți ce reclamații vă dau dacă nu chemați. Aștept, agent Popescu Andrei. Haideți, urcați. Urcă. Și celălalt? Hai, urcați și de la asta. Cum n-ai cum? Ai cum? Ba da. Nu pot, așa. Haide că poți, haide spune. Colegul, hai că venim noi cu mașina. Stai să le pun centura, Aolo. Doamne, dar nu să le pun centura, îi pun centura lui ăsta în roșu. Bun. Un pic colegul să-i
Stai că pot, stai. Bun, stai un pic, să mor că aici să mă întind, să-i pun la asta din spatele meu. Păi și mergi cu mine, dacă ești sau îi bag eu? Hai că merg cu tine. Bun, haide. Îi vreau un gun mai mare. Pune-le centura întâi. Dar te vine și cade tu. Hai, dă-i talp. Hai că vine cu mașina. Ia cu mașina, colegul. Dacă nu chemați un gun mai mare... Dacă nu... Deci, frate, dacă orice vorbești, întoarce împotriva ta, ok? Aha. N-a fost de la noi, a fost de la Stito. Da. Bă, mi s-a pus mie brusc. Lasă-mă, nu-i mai ascult. Da, mă, frate, lăsați că și noi am zis ceva și mă doare în pulă. Așteptăm o reclamă. Bun, ascultă-mă puțin. Deci, tu nu ai voie să fugi, să fugi de poliție. Ești de acord cu mine? Păi, nu, deci, aluneca mașina. A, da, bă, taci că s-a dat pe stație că erai deja în urmărire. Da, bă, și eu ce treabă am eu? Cum bă să fiu eu în urmărire? Ce am făcut? Complice, ai fost cu el? Complice. Nu! Bă, nu, dacă eu... Bă, eu m-am urcat fără să vreau, bă, zis că îmi dă bani. Iauzi! De asta sunteți amândoi medici. Da, bă! Bă, da, Axel, hai că da, îți dai o vită. Bine! Bă, dar vă rog, chemați un gram mai mare, te rog. Nu chem niciun gram mai mare. Bine, o să vă alegeți okay. Cele mai rele. Bun. Bă, eu tot nu înțeleg ce treabă am eu, să mor eu. Sunteți complici, ați fost în aceeași mașină, ați fost, asta-i... Acum am și o mașină, ați fost în aceeași mașină. Așa. Chemați un gram mai mare. Colegul Gabi, unde ești? Nu, eu vreau, frate, un gram mai mare, te rog frumos. E Hitsnack? E Hitsnack? Ne cheamă, vrei să mergem? Cheamă pe Madalin. Pe Madalin nu vreau. Îl vreau pe Madalin. E bine să vreți. E bine să vreți. Ai auzit, Gabi? Da. O reclamație, o să ajung. O bucta voastră. Vă aștept, v-am zis. Amenințel și tot ce spuneți poate fi folosit împotriva voastră. Da, faci acolo la facțiune, ok? Sau unde vrei tu să faci reclamație? Și o să vă alizez cu o poezie de înjurături ca la Mihai de Eminescu. Înjurător, ce te-a înjurat? Păi mă enervați, efectiv, vreau cât grad mai mare. Pentru ce grad mai mare? Spune-mi rostul pentru gradul mai mare. Dar zi ce rol are gradul mai mare. Am vorbit cu chestorul general și a spus că pentru fugă trebuie să te bag. Altceva? Nu, vreau să vorbesc cu el, personal. Spune-mi ce rol are gradul mai mare, spune-mi. Te ascult. Cine? Tu, tot cereți grad mai mare. Ce rol are, dreapta, colegă? Vreau să vorbesc cu chestorul secundar. Pentru ce? Pentru ce, spune? Nu stă el nu stă să vină să vorbească cu tine, nu are timp de așa ceva, ok? Adică eu nu sunt nimica? Da, adevărat. Adică eu n-am niciun drept? Ne încălcați drept. Voi deci, când intrați pe căscuța noastră și cereți ajutorul, noi nu vă ajutăm? Da, și trebuie să... Ia-te mă, tăcere, am primit o poză pe aplicația albastră că m-a ajutat vreo 20 de dicoți, leșinați. Tot noi proști, nu? E vina dumneavoastră că ați fugit de poliție. Bun, m-auziți? Eu n-am fugit! Eu trebuie să mă duc, am o intervenție. Da, cred. Acum, da. Mă descurc. Ce vrei, vreau eu să vă bag, poliția trebuie să ocupe. Nu eu. Ce poliție? Eu v-ați vorbesc cu un gram mai mare. Ia bă, ești gram mai mare, vină că aș vorbesc cu ăștia, vină că aș vorbesc cu ăștia. Da. Hai că avem regrupare. Hai spune-le repede, bun, pentru fugă de poliție, îi bagă? Da. Bun, pentru complice, îi bagă? Da. Bani, bă, dar ne se merg, bă! Dicoții, deci mă doare în pulă de voi, eu nu o să vă mai ajut în viața voastră. Dau anunț la toți. Doamne ajută. Colegul dă-l jos pe domnul. Ăsta care a fost cu mine în dubă, dacă zice ceva, îi bagi pentru cum nu, ești. Nu o să mai ajut nici poliția, pentru nici dicoții să vedeți ce faci atunci. Haideți. Haideți. Nu, da, vă rog. 10-4. Haideți dreapta. Ok. Să vedeți ce se va întâmpla. Acum ameninț, nu stă-ți dau și pentru că mă ameninț. Nu, bine, da,
Dar mă descătuțați un pic că no. mă doare un pic burta. După ce intrați la închisoare, după aceea. Nu. Ba da, acum, rog, nu acum. Acum că nu se poate. Ceva. Haideți. Domnul, înainte, haideți. Haideți. După domnul. Intrați? Numele dumneavoastră. Numele meu? Da. Agent Popescu Andrei. Popescu Andrei. Mai jos, mai jos. Nu, dar zic nume din ăsta. Agent Popescu Andrei. Haideți. Popescu Andrei te cheamă? Aplicația albastră, domn. Nu știu ce e aplicația albastră. Haideți, mergeți. Fără să vorbim despre aplicația asta. Bun, nu știu aplicația albastră. Haideți după colegul meu. Afară, dacă nu, vreți. Haideți după colegul meu. Bă, nu vreau, haideți. Bă, îmi amintesc când unul era medic și, și a venit unul la mine în pacient și mi-a zis să-mi bag colegul ăla. Îmi faceți poza, ați încurcat-o rău. Bun, îți dau și pentru că m-am amintit. Deschideți ușa, vă rog. Așa. Îți dau pentru ultraj. Hai să vedem dacă nu. M-am... Ei, nu? Nu! Hai, unul câte unul. Care vrea, hai acolo, hai. Hai că îți fac eu poză. Dă-te de aici. Nu, vă rog să chemați un gal mai mare. Dă-te de aici, lăsa-n roșu. Eu nu fac nicio poză. Vreau, nicio vă rog, chemați un gal mare, vă rog. Domnul polițist, dați-mi astea repede. Mi-e sete rău de tot. Mi-e sete, mor de sete. Da, dintr-o dată vi s-a făcut sete la amândoi. Serios, mor de sete. Bine, bine. Serios, mor de sete. Colegul, dă că tu și elege și eu țin taser-ul pe el. Ține ce vrei tu, frate, și aplicația albastră de care nu știi. Ce aplicația de care mai repede! Hai, bea apă. Îți sunt bine ochii, colegul. Așa. Pune cătușele. Și câte luni stăm? Pune cătușele, colegul. Câte luni stăm aici? Câte luni? Rămâi pe loc. Stai-mă cu față la mine, bă. Cu fața la tine, gata. Spatele la tine, colegul. Mor de foame, mor de foame, vă rog. Cu spatele. Bă, dacă nu dai, nu te pui cu spatele la el, îți dau mare tiz. Mi-e foame. Imediat ai răbdare. Am chiar de sex, băieți. Așa că imediat intri la închisoare. După mine să mă ajutați. Hai, colegul, dai cătușele jos la ăsta, că și l-o să e foame. Duceți-vă acolo în față dacă vreți să vă dea cătușele jos. Domnul, roșu, acolo, mai în față. A, păi și eu sunt în roșu, domnul. Cu păr roșu. Nu, a zis sunt roșu, ei. De că tu ce legi, colegul. Domnul, îmi place pasca dumneavoastră, e foarte sexy. Mă atrage foarte tare. De unde v-ați luat-o? Bă, mă, ignor, mă. Bă. Mâncat? Stai, că nu mai găsești sandwich. Legu, stai în spatele lui, ți-am zis să pleci de acolo? Bă, dar nu mai bea. Gata? Stai. Pune cătușele. Mâna stângă, mâna dreaptă. Haideți, ziceți unul câte unul. Domnul polițist. Domnul polițist. Puneți. Am băut apa aia, dar am nevoie să mă duc afară să fac cash-ul. Hai, după. Păi, fac pe mine. Niciun păi, haideți. Vă puneți acolo cu fața la mine. Vine să vă mut. Vă puneți acolo cu fața la mine. Pe mine. Bă, da. Pune-te aici lipit cauțiune, la perete cu... Cauțiune, cauțiune. Nu, nu, nu. Nu, nu, dar domnul, l-a testat cauțiunea. 100 de milioane? Da. What the... What? What? 100 de milioane? Pentru amândoi, da. De ce? De ce? 50 și 50. Cum adică de ce? A, la ambii? Da. Bă, câți bani ai? Câți bani ai la tine? Da, bă, de unde s-a mi-o atâția, bă, la mine? Îmi vând mașina, îmi vând mașina. Nu, haideți. Uite. Vă puneți aici cu fața la mine. Dacă nu vă puneți, cum v-am spus, eu vă dau în plus și vă dau maxim și amendă maximă. Da. Unu așa. Câte unu am spus. A, păi, mie-mi place de el, domnul, nu știu. Vreau da, să... și mie îmi place de el.
Mamă, ce faceți, băi? Îi dai blowjob? Blow. Doamne, hai să mai în spate, pune-te, uite acolo. Hapciu! Acolo vreau să stai până când termin. Doamne, bă, doamne, ce faceți? Am arătat unde să stați. Stai să mă uit acum încă o dată la buletin, să mă uit peste buletin. Aici. Îl am în mână. Puteți arăta, puteți să mă dezlegați ca să strănut. Stați așa că aveți masca, am uitat de treaba asta. Domnul polițist. Sunt... Un smut dumneat mai mare, să pune. Stai, nu așa. Mamă, vreau acum zice... Bun, acum. Nu, treci acolo. Mă uit peste buletinul dumneavoastră și vă fac poza. Acolo am spus. Hai mă, Travise, mă. Hai triliat codițele alea împreună cu... Du-te acolo, unde vreau. Niciun ban. Te fac mare, bă. Niciun ban. Haideți, domnul Roșu, dumneavoastră la perete cum e colegul dumneavoastră și colegul dumneavoastră pleacă de acolo. Niciun haideți. Ban nu vreau, că am pățit de asta. Gata, nu puteți vreau, să plecați de aici? De asta, niciun ban nu vreau. Hai, pune de acolo. Cauți, și 50 de luni cât înseamnă? Nu, aveți 100 de luni, aveți. Dacă n-ați înțeles. La fiecare. 50 de milioane? Stați, cum adică? Cauți-ne 100 de milioane pentru amândoi, 50 de milioane fiecare. Aveți sancțiunea de ultraj și de fugă de poliție. Da, ultraj, de ce? Pentru că ne-ați tot amenințat, că ne faceți reclamații, ne faceți de-astea. Tableta roșu, ăla roșu, n-am făcut nimic. Colegul, să mă puși pe mine pe tabletă. Am înțeles. Nu minte că... Nu vă găsesc buletinul, la dumneavoastră nu vă găsesc. Adică? N-are buletin de fapt. Dați-mi cătușele jos, vi-l arăt. Veniți încoace, veniți încoace. Veniți încoace, am spus. Uite. Dați-vă un pic de aici, domnul cu păr roșu. Vino cu asta în roșu, cu costum roșu. Bă, ce? Bă, mă ardici. Am buletin. Vă rog să vă puneți cu spatele la masă și să puneți degetul aici, pe scannerul ăsta. Da, ce e ăla? Cu spatele la masă. Așa. Să puneți, să puneți degetul. Păi, da, să vă dau mână și lege, văd că aveți mână. Mi-e frică! Nu mă spuneți așa ceva, că nu-mi place. Da, n-am zis nimic. Polițist, vă dau 20 de mână. V-am dat mânușile jos. Nici gând. Ia mă, că nu vorbeam cu tine cu ăsta. Te auzi? Nici el nu vrea. V-am dat mânușile jos. Păi da, domnul. Păi da. Bine. Ce doriți? Bine. Da. Spatele la masă, cum v-am zis? Da. Și data viitoare dumneavoastră să fiți. Bine, mai bine faceți liniște și cântați. Perfect. Singur pierdut bune buletin. Eu vreau să cânt. De țigără, de țigără, de țigără, le știu pe amândouă, nu trebuie să le cântați. O, ce țigancă frumoasă. Domnul dă AXL, vârstă 25 de ani. Da, domne, da, buletinul meu. Perfect, da. Haideți. Vreau să vă duceți acolo unde erați înainte. Duceți-vă unde erați înainte. Unde eram? La perete, acolo, cu fața la aparat. Fața la aparat, perete, wow, așa? Acolo, lipit de perete cu fața acolo. La aparat. Nu mai da cu taserul, colegul. Păi de-aia am arătat unde să stea. Fața la aparat. Că poate nu-și dă seama. Așa, acolo, perfect. Copii și fac flocile să vă intre în gură și să... Asta e, nu. Hai să vă curetez, să vedem. Nu. Cașca. Sânge. Brânză. Bă, dumneavoastră ați văzut finala din campionatul mondial de fotbal, Argentina-Franța. Da, bă! Da, când a dat Mbappé acele 3 goluri, mamă! Vă leu, mă mănâncă ochiul, stai să-mi dau și eu jos ochelarii ăștia. Vă leu, ce m-a mâncat ochiul. Aoleu, bă, încetează, dacă să-l că poate o luăm.
Bun. Ce trebuie să mai fac? Veniți amândoi aici. Ok. Unul câte unul. Gata. Da, Axel. Am venit aici. Vreau să zic că te iubesc. Așa, rămâneți aici. Colegu, vezi că e închisă ușa, nu știu cum ai ieșit tu, da? Chiar dacă... Da, bă. Ți-am dat numai pumii fiecare zi, te-am jignit sau din ăsta... Păi vedeți asta peste mine? Și Maxi! Și ne-am menținut prietenia ani și ani și ani. Maxi! Da. Am un GoPro pe cap aici, îl vezi? A, da, chiar îl văd. Îl am. Și ai luat. Ce ai făcut? Ce faci cu el? Am filmat tot. Bă... Bă, ai grijă că poate-ți fugă. Gata, duceți-mă un pic de aici, domnul Axel. Ce-am primit? V-am scris cazierul aici. Uite, vedeți, domnule polițist, ce înseamnă o prietenie adevărată. Și puteți să-mi ziceți ce înseamnă un cazier la dumneavoastră? Un cazier. Ce? Pentru că vă duceți la închisoare, trebuie făcut automat un cazier. Așa, și da, cam cât durează? Ba nu, când am fost un polițist. Stați. A, da, chiar. Ați fost un polițist. Ok, data viitoare, deci mă transfer ca chestor general și, da, mai vedem noi. Domnul polițist, în al noastră domnul șeful domnul Maxi. Domnule, șeful Maxi? Da, domnul, celălalt e șeful Maxi, se numește. Deci da numărul dumneavoastră. Îți dau 20 de milioane, băi, să mori pe fama. Nu, mă, nu, că am pățit de astea, nu. Nu, mă, nu. 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 Gata, nu. Și ce? Și ce? Eu mă omor aici. Ce faci, domnul? Hai, colegul! Eu o să mă dau cu capul de pereți. Și eu la fel. Până când... Dacă nu stați pe loc în momentul ăsta... Da? Ce? Bă, da... Aoleu, Darcel, hai să ne petrecem închisoarea împreună și să zicem mult noroc acestor polițiți în viață și să ne urăm o viață plăcută cu toate cele bune, primăvară caldă, vară caldă, iarnă caldă, tot să fie cald, niciun frig, niciun jerg, și să o se pișe pe ei, dar să fim atenți. Mamă! Mamă! Domnul polițist! 2 milioane. M-auziți? Da. Vreau să vă spun ceva, domnul polițist, sincer. Puneți. Nu când putem să rezolvăm altfel? Nu. Când e ploaie și când e vânt, florile sunt la pământ. Când e liniște și cald. Băi, eu sincer, numai din cauza ta s-a întâmplat asta, frate. Da, acum tu dai vina pe mine, hai să ne fim bucuroși, 4. Să ne trăim închisoarea împreună bucuroasă. Cât de mult e să stai 50 de luni? 100. Mamă! What? Ce? De ce? What? De ce? Se, cum adică 100? Nu, 50 de luni. Yes. Că ai zis 100 amândoi, deci 50-50. Nu o dăm... Doamnă, câte amende îmi dați acolo? Cât scrieți? 11 milioane sunt. De ce? Stați, că eu n-am 11 milioane la mine. Nici eu. Se ia din bancă. Nu, o plătiți după ce ieșiți. Da, eu aș vrea să o plătesc după ce ies, înțelegeți? Și mă prindeți după, da. 8. 8, 8, 8. Mă supă pe dumneavoastră, o să plâng. 9. Zece. Domnul, văd că acolo că scrieți mai multe amenzi, domne. Unșpe. Da, o întrebare, domnul Hitler pe căscuță. E domnul Hitler pe... Bă, cadet. Ce? E domnul Hitler pe căscuță. Nu e nimeni pe căscuță. Vezi că și domnului. Da, căscuța dumneavoastră era 565. Nu, 365, gata. Nu, domnul, 630 era. 1. Hai, nu, ba, nu-i 365, la mai lasă-mă. Ba, 635. Lasă-mă,
Eu știu mai bine. Doi. Băi, dar prea mult amenzi, nu mai suport. Băi, dau lui ăsta. Hei, dar poți zic ceva? Spuneți. Dacă domnul Popescu Andrei să se prezinte peste câteva zile la primărie. Ok, vă aștept, domnule. Să vorbiți cu președintele. 4. Ce este un Russian? We are Russian, we don't speak English. We don't speak Hausana. Da, se. Suca, bliet. E tine, aule, pidaras. Aule, bă, dar tu de unde scoți asta? Na, hoi. Dar nu ai scris. Maica tipișcă. Bă, dați el. Abata sa ție, Oldershaller. Știi cum voi scăpa de închisoare, voi evada ca la închisoare ca în filme. Bă, Mați, am învățat și germană. Pă bune? De ce? Hello! De ce? Du, Deutsch? Ia mai lea, ești prihă! Ești frică de polițai, ești frică zi ale. Atăceți-mă odată, faceți liniște, că deja mă doare capul. Gata, băieți. Haideți să mergem la celule, vă bag 50-50. 55? Băi, acum n-am niciun ban la mine, mi-ați surat pe toți. Plătiți după amenda. Haideți, domnul. Hai afară, hai. Stați, da. Da, sper că nu. Stați că vă deschide ușa, aveți grijă. Sper că nu. Haideți. Haideți, domnul, tot înainte. În față, față. Acolo. Dar nu trebuie să ia răspuns, să dai cu tezorul. Poți să-i și arăt ce-a. Bine ești cuvântare. Aie, Dumnezeu. A, stați așa un pic. Stați așa un pic. Fața la perete aici. Aici, fața la perete aici. Fața la perete. Bă. Fugiți, fugiți, fugiți. După el. Hai și tu afară. Sta, mă, hai și tu afară. Hai și tu afară. Ajută, domnul, sunt acum. Hai afară. Maica domnului să vă binecuvânteze. Hai afară. Deschide ușa, te rog. Este deschisă. Dacă nu vezi. Nu pot. Haide. Înainte. Nu-i mai da cu taser, colegul ți-am spus. Fața la gard. Dumnezeu să te... Fața la gard. Fața la gard. Ce abuz, domnul? Abuz. Fața la gard. Stați, că mor de foame. Bă, fața la gard ți-am spus. Mor de foame. Nu mor de nicio foame, că ai mâncat mai înainte, mai și minți. Nu, stați, nu. Colegul, ține taserul pe el, ține taserul pe el, colegul. Vă rog. Ah, uite. Domnul, sute medici, cum o să le aresteze? N-aveți voie să băgați medici. Ajutor, domnul! Dar ei au voie să fugă de poliție, să ne înjure de toate alea și să ne amenințe în continuu? Ei au voie sau n-au voie? Noi nu am fost. Că mi-au făcut capul calendar până acum. Și urcați în mașină. Și urcați în mașină, bă, nu urcă nimeni în mașină. Ba da. Hai bă, dă-ți chide ușa, băi! Uite acolo, what? Hei! Ai venit la ușa aia, veniți la ușa aia. Bă, tu cum ești, mă, când e încuiată ușa, mă? Cum ești tu când e încuiată ușa? Bă, nu era încheiată. Cum, bă, cum ești când e încuiată nu ușa? Nu era. Dacă, bă, aveți... Bă, n-auzi, mă, că ai taser. Dacă nu te duci acolo, te iau cu forța, ți-am spus. Unde? Acolo, la ușa asta. Rămâi aici, că îți dau taser. Gigele, vină cu Gigele. Ei, pe băieții ăștia la închisoare. Domnul, 10, 8, colegul s-a dus, domnul. Ia uite. Dă-te jos de mașină. Apciu. Cine e cu R6-le la mecanici? Sunt 10, 8. Haideți, domnul, haideți. Până un medic repede. Ia-l, vină-mi cu repede. Dar nu are medic înăuntru? Vă-leu. N-are medic înăuntru? Băleu, ce greu e. Deschide ușa asta. Băleu, dă-te mă, colegul.
Mai repede la medic, frate. Mai sunt și ratați de ăștia. Facem mănâncă nas. Și ochii toate stai. Bună ziua, domnul agent Popescu Andrei de la Poliția Română. Am nevoie de dumneavoastră repede să veniți în 2 minute maxim la închisoare aici. Da, și la va? Repede aici, la închisoare. Colegi, am nevoie de niște oameni la închisoare, repede. De ce sunat? Bună ziua. Vă rog să părăsiți zona, vă rog. Părăsim zona, dar de ce ați băgat pe domnul paramedic? Pe cum de ce am băgat pe domnul paramedic? Au fugit de poliție, de ce am băgat pe domnul paramedic? Dar dumneavoastră cum ați știut că dânsii sunt aici? Că nu înțeleg. Eu? Dumneavoastră, amândoi. Că dintr-o dată ți-a părut așa, eu nu știu de unde. Eu am venit să-mi iau un prieten de aici. Cum are. Bun, aș avea rugămintea să părăsiți zona, plus că ușa era închisă. Și vorbim după. Care vreau ușa aia? Da, ușa era închisă. Unde brec? Eu nu văd nicio încuietoare la ușă. Aș avea rugămintea să ieșiți de aici, dacă nu voi fi nevoit să vă încătușesc. Ce e rugămintea dumneavoastră? Dar am și o întrebare. Puneți. De cât timp sunteți în poliție, domnul meu? Sunt destul timp, încât să știu să fac. Sunteți conștient că nu puteți băga paramedicii la închisoare? Sunteți conștient că paramedicii n-au voie să fugă de mine și să fie, să ne amenințe, să ne înjure, nu? Da, dar tot n-aveți voie să-i băgați. Bun, aștept o reclamație. Aștept să-mi fac o reclamație, aștept. Aștept să-mi facă ei o reclamație, aștept. Aș avea rugăminte acum să părăsiți zona. Ok? Să nu vă fac eu din asta. Te rog frumos. Pare că nu mai sunt poliție. Să nu fac... Bine, domnul. Zburai din miliție. Aștept reclamație. Popescu Andrei, agent. Da, mă, da. Bă, pă, stai, eu l-am făcut. Fie al dracu de prost, am făcut agent degeaba. Ce dracu bă, tu sunt bătuți în cap de când am ieșit? Poate să vină un coleg în plus la închisoare, vă rog? Ce vrei și motor? Ai pistol? Poate să vină un coleg în plus la închisoare, vă rog? Colegii? Vezi, duci cu un coleg deja, nu trebuie să te duci singur, poți să ceri colegi. Au apărut niște domni, au apărut mai multe chestii. E toată poliția. Sună și tu la medic, sună. Sună tu. Sună tu la medic, ți-am spus. Alo. Nu se vine mai repede la... Da, mă, da. Unde sunteți, mă, sultan? Bună ziua, Johnny Boy, din cadrul poliției române. Am și nevoie de o ambulanță la... Închisoare, repede. La Jilava. Repede. Să trăiți, domnul. Agent Popescu Andrei de la Poliția Română, am nevoie... Ah, uite că a venit doctor. Nu mai e nevoie, domnul, să, domnii, să trăiți. Bună ziua, domnul, ajutați-l, vă rog. Domnii, dacă nu părăsiți zona, voi fi nevoie să vă încătușiți. Da, m-am adus pe ăsta. Am rugămintea să ieșiți, vă rog. Să ieșiți din ăsta acum, dacă nu mă ascultați, o să vă încătușiți și o să vă bag la închisoare. Nu pe partea aia, pe partea dreaptă v-am spus. A spus să ieși. Nu, pe partea dreaptă, aici, să ieșiți din închisoare, nu să intrați în închisoare. Păi dacă vreau în închisoare. Ieșiți din închisoare, vă rog. Ce fac, colegul? Domnilor, domnilor, de cine l-a făcut pe agentul ăsta polițist este... Deci, efectiv, nu aveți voie să mă băgați la închisoare. Ajung la ușa aia acolo. N-aveți dreptul. Aștept o reclamație. Bă, dacă ești de aici, îți dau taser. Nu vezi că am pistolul pe tine? Salvează-mă, colegul. Bă, nu vezi că am pistolul pe tine? Ce nu înțelegi? Domnul, domnul, ce? Bă, eu vreau să te salvez. Bă, nu ți-e frică de pistol? Du-te la ușa aia, ți-am spus. Vrei avocat? Vreau avocat, sunt eu avocat. Sunt eu avocat. Hai, la ușa asta. La ușa asta, ți-am spus. Nu aveți voie. Am pistolul pe tine, nu vreau. Bună ziua, avocat George. Gigele, ia-l și tu pe ăsta, Gigele, salut. Băiatul ăsta. Nu luau niciun Gigel, e avocatul aici, alo. Sute. Alo. Pe cine am băgat, bă? Aaa, păi ce facem, domnul polițist? A venit Gigel și l-a luat. Avocat se făcea, se lua în fictea unde se făcea. Păi dacă nu i-ați... Nu, dânsul n-a zis nimic de avocat. Trebuia dumneavoastră, era de menirea dumneavoastră să l-a anunțat. Vă rog frumos să părăsiți zona, domnul. Voi părăsi, domnul meu, dar acest lucru este inadmisibil, domnul meu. Dacă spuneți dumneavoastră... Îmi pare rău, domnul, dar nu prea vă văd dumneavoastră avocat, fără dacă n-aveți cum să puteam. Mamă, jar mâncai dacă mai era un poliție. Da, domnul, cum spuneți dumneavoastră. Hai, colegul.